Salut! Bine ai venit la cursul gratuit care te face prieten cu inteligența artificială. Sunt Viorel Spânu și în ceea ce urmează ne vom uita peste una între lecții. Dacă vrei acces la întreaga informație, îți recomand să te înscrii pe curs.viorelspanu.com. Este complet gratuit și în fiecare săptămână îți voi trimite o lecție prin e-mail, în format PDF. Ceea ce urmează ne vom uita peste lecția 1. În lecția 1 o să începem cu o poveste simpatică despre faptul că tu folosești AI în fiecare zi fără să-ți dai seama. Cu siguranță folosești Siri, Google Assistant sau Alexa, care sunt implementări de inteligență artificială. Dacă folosești Netflix sau Spotify, în spate iarăși este foarte multă inteligență artificială care îți recomandă filme, emisiuni sau ceea ce îți place ție să asculți. Ai crede că AI-ul s-a născut odată cu ChatGPT în 2022? Nu e adevărat. AI-ul s-a născut undeva între 1940-1950, iar în 1960 a apărut deja primul chatbot, care se chema Eliza, care era similar cu ChatGPT. Sigur, departe de performanțele lui ChatGPT, dar era un chatbot perfect funcțional. Și o să ți-l arăt. Ceea ce s-a întâmplat însă în 2022 a fost democratizarea AI-ului. A apărut brusc posibilitatea ca oricine să folosească un chatbot decent de bun. Comparat cu Eliza, ChatGPT este la în lumină diferență. Înainte lucrul ăsta nu era posibil, era dificil. Și atunci au apărut foarte multe aplicații bazate pe inteligență artificială. Pe site-ul There's an AI for That, și o să ne uităm un pic peste el, acolo găsești orice aplicație ai vrea cu AI. Și poți să faci cu AI tot ce vrei tu. Inclusiv muzică, editare, video, cercetare, poți să folosești ca să fii mai productiv. Și o să vedem toate astea în curs. Și la final o să-ți arăt o chestie funny. O să-ți arăt cum poți să-l faci pe ChatGPT să se comporte ca Darth Vader din Star Wars. Să o luăm cu începutul. Ți-am promis că îți arăt un chatbot. Uite, aici găsești chatbotul Eliza, cu care poți să discuți. Who are you? Nu e fel de inteligent ca ChatGPT, dar adu-ți aminte că a fost implementat în 1960. I'm bored. 2 days ago. Ok, have fun! Următorul lucru pe care vreau să-ți arăt este There's an AI for That. Este un directory de aplicații cu AI pe care găsești tot ceea ce ai nevoie. Spre exemplu, dacă vrei să faci muzică cu AI, vei scrie aici Music și vei găsi site-uri, unele plătite, altele free, altele plătite și cu variante free, care îți permit să faci muzică. Și în sfârșit, hai să ne jucăm de Darth Vader. O să iau promptul de aici din curs. Și o să-l duc în ChatGPT. Darth Vader, da? Ești rău. Dacă ți-a plăcut, te aștept la curs. curs.viorelspanu.com durează exact 15 secunde și este complet gratuit.